Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a treia a emisiunii Bucovina Retrospectivă. Alături de mine se află domnul Tiber Avram, redactor șef al Monitorul de Suceava. Iată cine a fost Quintus, 100 de ani de viață, 8 decenii de liberare. Stai că nu terminasem cu PNL-ul, care din găsea cu... împotriva legilor justiției. Da. Da, hai să revin pe scurt la asta. Da, domnul Orban spunea că sunt patru aspecte care ne mulțumesc. Prima este numirea șefilor parchetelor de către ministrul justiției. Da, aici... Permanent lucrurile se... Da, aici se puțin greșește pentru... Da, că la mijloc era CSM-ul ăsta stabilisem. Dar e adevărat, aici e adevărat că se spunea că prima... Asta nu știam când am vorbit. Ministrul justiției face o propunere, dacă CSM-ul respinge, pe a doua e obligat sau pe a treia... Da. Da. Aici, bun, trebuie modificat, da? A doua este trecerea inspecției judiciare în subordinea Ministerului Justiției. A treia este încălcarea autonomiei procurorului de caz, adică șeful ierarhic se poate numi din Ministerul Justiției, poate să infirme rezoluțiile. Da? Și ultima propunere menționată de președintele PNL, cum că ar fi în dezacord cu nu știu, democrația sau cu legalitatea, este înființarea unui departament special care să cerceteze eventuale fapte de corupție ale magistraților. PSD a plănuit să încalce politic justiția. Lucrul acesta este clar, se vede ca lumina zilei, a comentat liderul liberalilor. Deci, este de acord cu domnul Orban. Da? Atât timp cât ies în stradă pentru, clar, 1, 2, 3, 4, da. Da? Dar când ies în stradă să protestez împotriva legilor justiției și când îl întreb pe om, ce anume? Că încalcă, că... Atac la democrație și așa care s-a zis noi că... Considerăm că... Noi am și discutat și am zis și eu că asta, trecerea inspecției judiciare în subordinea ministerului, mi se pare o chestie, chiar că o salutase, da? Adică nu e în regulă o instituție de control să fie subordonată politic, da? Dar sunt chestii punctuale care, domnul mă va spune, astea nu sunt în regulă, da? Dar să ieși așa... protestez împotriva legilor justiției că nu sunt în regulă, că mie mi se pare că pun în gură de nea sau încalc democrația. Da. Nu mă, spune concret sau ce anume. Proiectul de lege urmărește destituirea... sau scoaterea din joc a președintelui, asta plângem toți. Uite, lucru care domnul Orban nu spune de președinte. Deci, atât timp cât ieșim în stradă pentru niște puncte clare, nu că am auzit noi ceva, da? Și hai să umplem masa și să apărăm la televizor sau, da? E absolut în regulă. Da. Cine a fost Mircea Quintus? 100 de ani de viață, 8 decenii de liberalism. După cum se știe, am aflat Mircea Quintus a încetat din viață tocmai în ziua în care la Ploiești, a fost amânat biroul permanent național, cum așa. Da, a fost amânat după ce... Da, s-a aflat... Da, uite, un CV în 5 rânduri. Născut în 1917, în plin război mondial, Mircea Ionescu Quintus s-a înscris în PNL la vârsta de 19 ani, a luptat în cel de-al doilea război mondial, a fost deținut politic în perioada comunistă, iar după Revoluție a fost președintele PNL, ministru al justiției, deputat și de 2 ori senator. Da. Eu vreau să mă opresc asupra altui aspect. În 1954, când a fost eliberat de la canal, a fost racolat de securitate. A spus ulterior că nu a avut puterea să refuze fosta poliție politică a regimului comunist, dar că nu a deranjat pe nimeni prin declarațiile date securității. În 2000, pe când Mircea Ionescu Quintus era președintele Senatului, CNSAS a făcut public faptul că fusese informator al securității. A contestat decizia, iar doi ani mai târziu, instanța a decis că liberalul nu a făcut poliție politică. În cazul domnului Quintus, instanța a decis corect, adică a analizat informările date de domnul Quintus, a văzut că nu a produs rău nimănui, deci nu a făcut poliție politică. Da? L-am auzit pe Valeriu Stoica, a fost ministru al justiției, și fost președinte al PNL. L-am auzit vineri, la puțin timp după anunțarea decesului domnului Quintus, într-o intervenție la un post de radio, a fost întrebat din altă și a fost întrebat și de acest aspect legat de colaborarea cu securitatea. Domnul Valeriu Stoica a răspuns foarte frumos, spunând că nu toți pot avea vocație de martir. Da.
Eu de ce am vrut să aduc, am văzut în discuții băietul ăsta, pentru că am văzut toți, în anii trecuți, ziarii tineri de 30 de ani, 30 și o leacă de ani, poate chiar până în 30 de ani, care la Revoluție ieșau din scutece, da? Dar ei își dau cu părerea despre comunism, îi spun cum era atunci și cum trebuia să fie. Putem vorbi. Da. Despre o epocă. Nu, da? Epoca de aur. Da. Ei critică pe cei care au semnat angajamente cu securitatea, da? Având probabil impresia că atunci puteai, ca acum, să vii, să critici, sau te lua poliția, te băga în bești, te ancheta, te bătea, ieșai, mergeai și te plângeai la CEDO sau vineai la presă, uite ce mi-a făcut poliția, da? Da. Sau dacă criticai pe cineva, ăla ce făcea? Îți dea un drept la replică. Dreptul la replică era în beciul securității. Dar aia era drept la replică. Tineri care habar n-au despre ce s-a întâmplat atunci, da? Și care ei n-au dimensiunea asta. Când vinea securitatea și te lua de acasă și te amenința, da? Amenințări legate de părinți, de copii, de alte rude, că pățesc așa, alea nu erau amenințări, da? Alea se întâmplau dacă nu făceai ce... Domnul Chintu s-a fost acolo la securitate. Bă, poate a fost bătut, da? Poate a fost amenințat. A cedat și a semnat un angajament. Da? E ușor, extrem de ușor să judeci. Poate l-au amenințat din nou cu pușcăria. Da. Nu, a stat în închisoare. Nu mai reziști, da? Poate nu a rezistat bătăilor. Sunt alții care rezistă. Alții, cred că cei mai mulți care, bă, de-aia spunea și domnul Stoica, nu toți au vocații de martir. Da? Da. Cei mai mulți dintre noi nu cred că rezistă bătăilor sistematice, da? Și atunci cedezi. Da. N-a făcut rău nimănui prin ce are mulți informativi care a spus că n-a făcut rău nimănui, da? Dar este la noi legea asta proastă. Ai semnat angajamentul, ești colaborator, da? Păi hai să vedem. Și ești colaborator și ai o etichetă. Și repet, e foarte ușor pentru cei de 30 ceva de ani să critici, să arate cu degetul, da? Care n-au trăit vremurile alea și nu realizează ce... Dau niște exemple acum care n-au legătură cu... Uite, Adrian ăsta mi-a venit acum aminte, povestea odată acum ceva înainte de când eram că premier, când așa... 2005. Da, era un reportaj așa, și spunea că îi spunea băiatului lui cel mare cum era pe vremea lui când mergeai la magazin să iei, nu găseai ou, nu știu ce. Îi explica și copilul întreabă... Bun, și de ce nu vă schimbați magazinul? De ce nu mergeați la magazin? Nu realizează că... Adică era... Chiar nu găseai nimica, știi? Puteai să te muți la orice... Puteai să te muți la orice magazin, da? N-are legătură cu... Da, asta e... Repet, așa eram și mai ușor de controlat. Da, 20, 30 și ceva de ani, doar li se pare că era, puteai să spui, puteai să vorbești, știi, luate ancheta, te plângeai după aceea la CEDO, reclamai în instanță. Nu mai erau adunări publice, de proteste. Da, e foarte ușor de judecat și să te pui așa în... Adică e foarte ușor să dai sentință, dar să te pui în locul oamenilor acelor, ce au trăit ei, ce au simțit, da? Poate le-a amenințat familia, că duce familia la canal, soția. Da. Nu e ușor, știi? Și nu trebuie în general să judecăm ce au făcut alți oameni în anumite momente din viață, atât timp cât, repet, n-au făcut rău nimănui. Poate, da, cu o doză serioasă de, cum am spus, de martir, poate acceptai bătăile și toate suferințele personale, dacă ar fi. Dar, deja dacă se ajungea la familie, cred că acolo... Da, vezi, uite, ăsta e alt aspect. Da. Bă, poate, da, cu o doză de martir, acceptai să te bat, așa, dar spunea, bă, tu... Zic, m-am săturat, m-am plictisit și te mai bat, căutăm alte soluții. Luăm soția, da? O luăm copilul, în student, vrei să te urmeze? Vrei să te aici. Lucrurile astea nu sunt, cum să zic eu, îs greu de înțeles. Trebuie luat în seamă. Da, și foarte ușor așa de judecat, de pus etichete. Asta e specific nou, nu numai ziariștilor, societății românești în general. General, da. Pus etichete, ăla e așa, ăla au făcut așa. Da, dar recunoaștem că au fost oameni care au rezistat. 25, 24 copoși de ani. Da, e adevărat. Ăia sunt martiri. Da. Ăia sunt martiri și unul dintre ei este chiar în rândul sfinților. Da. Da? Da. Cum ai zis tu, că e foarte bună observația. Da? Bă, rezist când mă bate pe mine. Dar când îți spune, vezi, bun, văd că rezist. Hai, îți luăm soția, îți luăm copii. Deja... Poate aceea nu mai reziști. Da? Și încă o dată să închei cu asta. Noi avem, pe numai zile și românii, plăcea asta de a pune etichete și de a cataloga pe toți, da? Fără să ne punem în situația lor
și să vedem, deși e greu de văzut cum mai reacționat. Nu știm cum a reacționat. Poate a reacționat mai rău ca ei. Da? Da. Dar nu ne place să spunem, bă, noi suntem mai buni, ăla e rău că a făcut așa atunci. Într-un moment de criză, de cumpără. Asemenea situații trebuie evaluate cu grijă. Și nu prea avem răbdare. Mai ales în această perioadă în care circulă informațiile cu mare viteză. Da. Trebuie, chestiunile astea chiar trebuie de mers de cântărit undeva la bibliotecă. Și nu neapărat pe, sau mai multă literatură de citit, post-decembristă, da? Aici și suficientă, mă refer la autorii, la fel, echidistanți, da? Asta nu poți pricepe rapid citind câteva informații pe net. Da, corect. Deci, chiar dacă vrei să te pronunți asupra unei persoane, da, care a trăit în secolul trecut, în mileniul trecut și așa, acolo e o chestiune... E o problemă care trebuie, spun eu, cântărită, evaluată mai riguros, cu mai multe informații. Dar de asta ține, uite, acum iar am amintit o fază, iar nu are legătură cu asta, dar are legătură cu dorința sau responsabilitatea pe care o ai tu, hai, ca jurnalist, da, de a fi pregătit. Da? Spuneam acum, când a fost cu mineria, anul trecut sau când s-a redeschis dosarul mineria de păr? Anul trecut, anul trecut. Ți-am povestit că era la un post televiziune, intrase în direct cu Marea Munteanu, era un redactor, într-adevăr, tânăr, da. 20 ceva de ani. Și bun, ai în cască, îi spuneau ăia că suntem în direct cu Marea Munteanu, bun, și ăla tânăr, nu știa, dar și ăia care îi spuneau în cască. Și ăla întreabă Marea Munteanu, da, bună ziua, domnule Munteanu, dumneavoastră ați fost implicat în vreun fel în... mineriadă, ați participat la mineriadă, bă, na, era să-i tai capul, să-l decapitezi la propriu, dar în rest nu are nicio treabă. Eu nu pot să vii să spui, spui că ești ziarist, lucrezi la un post de televiziune, da. Așa, și tu nu știi niște momente importante, da? Mineriada a fost un moment extrem important în istoria țării. Aici, da? Bun, și el, da, măcar, da, puțină cultură generală. Da, da, adică nu trebuie, da, puțină cultură generală, ci niște lideri, da? Da? Care au fost atunci, erau câțiva lideri, da. De o parte și de alta. Da. Da? Mergem mai departe, guvernul e de acord cu ca șoferii care ignoră semnalul polițistului să fie pedepsiți mai aspru. Bă, da, mi se pare absolut normal. Da, spune să-l ia și dreptul de a conduce pe de 30 zile. Da. Mi se pare absolut normal. Mai avut chiar acum, duminică, a fost... Îmi spuneau colegii dimineață la cința de redacție că nu știu ce caz de un niște tineri care au fugit pe un ATV sau pe nu știu, au fugit, da. De poliție nu știu câți kilometri, da, s-au răsturnat, au căzut, după aceea părinții reclamau că au fost, unul a fost bătut de polițiști. Păi și ce vrei să-i fac, mă? Până adică fugi 7-8 kilometri de poliție când te opui. Ce vrei să-ți facă? Să ia să-ți dea bomboane, să-ți dea flori? Vezi și tu tot, dăm exemplu de, tot spunem Statele Unite, bă, acolo ai comentat, ai văzut cum te-au pus jos, da? Ți-au spus, ieși din mașină sau așa, sau puneți mâna, nu duci mâna, ai dus mâna să o sări pe tine. Noi trebuie să învățăm o dată, legea e lege, trebuie să fie respectată, da? Bun. Dacă polițistul ți-a spus, s-a făcut sens să oprești, oprești, da? Nu stai tu că n-ai chef, că ești tu mai șmecher, a, bun, că n-ai permis, cum aveau ăia, că erau, da. N-aveau permis, că erau băuți. De-aia au fugit. Da. Păi, dar cine te pune să urci la... Da. Bun, asta e până să zicem că pot folosi forța până la încătușare. Deja încătușat omul e mai puțin. Adică mai greu să-ți pună în pericol viața. Dar au fost abuzuri și nu numai în România. Când după ce au încătușat, să zicem, cetățeanul mai recalcitrant, l-au mai lovit. Asta deja abuzuri. Eu nu contest că nu sunt abuzuri. Da. Dar dacă punem într-o balanță câte abuzuri au fost și câți șmecheri de ăștia sunt care nu au prins semnalul agentului de circulație sau după aceea mai... Sau mai provoci pe polițist filmându-l. Da, așa. Uite, vezi că după exemplele alea, aia cu Boureanu, spre exemplu, nu mi-e simpatie deloc, acolo s-au reluat filmulețele și el a incitat, dar acolo, într-adevăr, polițistul l-a exagerat, da? Da. L-a lovit în gât, în condițiile în care l-a înconjurat Boureanu de vreo 3 sau 4 polițiști, nu reprezenta un pericol, da?
cu doctorul ăla. Ei, poate l-am jignit mai dur. Lovești. Revenim la domnul Palada și domnul. Da, lovești când reprezintă un pericol. Da. Da? Când îți pune ții viața în pericol. Poliții da. Sau da. Simți că este o amenințare. Ce amenințare ăla că l-a, da? Da. L-a împins sau nu știu ce. Da? Dar, per total, dacă punem în balanță cazurile astea de abuzuri ale polițiilor, că, într-adevăr, sunt inadmisibile și un polițist care să face un abuz da. Fizic asupra unui cetățean și numai fizic, de orice fel, ăla trebuie să dispară din poliție și să meargă acolo da. Lângă infractori pentru o perioadă. Da. Da? Dar, repede, dacă punem în balanță abuzurile astea cu abaterile de la, hai să spun, legislația rutieră, da. Da? Ignorarea agentului, merg eu cu 300 la oră, mă bot, nu 300, aproape 300, eu fost da. Iar recent acum. Da, 270. Da. Sunt mult mai mult. Da. Sunt mult mai mult asta. Două titluri pe care le legăm, anunțul oficial al FRF, Cosmin Contra va antrena Naționala României. Am început cu sportul, sportul la Național. Rotund. Christoph Daun face dezvăluiri după plecarea din România. Etichetați voi cum doriți ce am pățit eu aici. Mă rog, domnia sa a dat public, a lansat în zona publică câteva, chestiuni interne. Da, a spus că președintele unui club din Liga 1 a cerut să convoace doi jucători pentru că dorea să-i vândă. Da. Într-adevăr, dacă ești la Națională, orice da. Națională crește cota jucătorului respectiv. Da. Dar nu a oferit niciun nume. Da? Bun, acum, da, cu domnul Dau am avut o campanie dezastroasă la Național. Nu cred că am avut Național de multe ani așa rezultate proaste. Nu, cred că nu mai e inovat. Nu, domnul Dau are meritul de a fi promovat niște jucători. Da. Da? Mă refer în special la Benzar, la... cine mai e tot la viitorul? Coman, parcă nu? Da. Da. Niște jucători tineri. Da? Ce a greșit, după părerea mea, faptul că nu a convocat cei mai în formă jucători. Da? Când ai unul ca Alibec, ca Budescu, spre exemplu, da? Da. Și nu-i convoci. Da? A convocat la Națională jucători din străinătate care rezervă echipa de club. Da. Da? Bă, nu poți juca echipele poate bine cotate. Da, echipele bine cotate, dar sunt rezerve. Da? Da. Nu poți juca cu jucători. Convoacă cei mai buni jucători. Că vrei să întinerești, da? Întinerești echipa din mers. Nu bagi da. De mâine tineri de 20 ceva de ani. Bun, să o bagă dacă sunt valoroși. Da? Da. Dar nu vii și joci cu jucători, repet, care rezervă la echipa de club. Da, mă rog, și federația, conducerea actuală a federației, care n-a treabă cu fotbalul, din alt film ei, față de... fotbalul de sală. În fin, nu? Parcă... Da, dar fotbalul de sală era domnul Burleanu, era președintele Federației de Fotbal de Sală. Bun, în cele din urmă a fost ales Cosmin Contra, ca să luăm câteva dată, două titluri măcar din presa locală, din monitorul. Da. Cosmin Contra, un antrenor care a jucat în campionate puternice, deci un profesionist, a antrenat și în străinătate la Hetafe, serios, întrunește văzut aprecierea oamenilor de fotbal, da? Oricum, inclusiv Becali l-am văzut. Parte de critici, da. Deci e normal, dar nu inclusiv Becali l-am văzut ieri, lăudându-l pe Contra, că știi ce face. Normal să ai parte de critici. În momentul în care nu ai rezultate, ești criticat. Da, când ai rezultate... Nu prea mai avem răbdare, ce-i drept. Aici chiar avem dreptate să... Da, trebuie să fii... Știi cum... dau eu soluții, dar văd ce spun oamenii de fotbal și mi se pare normal. La Națională convoci cei mai în formă jucători. Da? Da. Cei mai în formă. Da? Că... De aici pleci. Păi de aici pleci, da? Nu poți să... Repet, cel mai bun exemplu, ultimele, da? Da. Budescu și Alibec. Nu-i convoci la Națională, ci convoci jucători care îți rezervă la echipa de club. Să mai erau și faza asta, spunea Deac, parcă l-a convocat la Națională și a zis din start, a venit în lotul lărgit și a spus, da, nu, tu ești prea bătân, nu am să te bag. Da. Din monitorul de Suceava, cartiere ale Sucevei prezentate ca locuri în care infractorii fac legea într-un reportaj TV de un amatorism cras. Ai văzut reportajul ăsta? Am văzut, colegii mei au și făcut un material pe această chestie. Băi, e jenant, eu nu știu. Adică cum poți face, deci șase minute și puțin așa, prezentat pe canal de un reportaj, cum începe în cartierul cuțitarilor. Cuțitarilor. Da. Dar dacă te uiți în
reportajul respectiv, cum bine observa colegul meu, cum a scris în text, începe în cartierul cuțitarilor, mă rog, așa, sub pod filmate acolo, imagini de... Bine, a găsit locuri de alea care, nu știi, dau impresia de... Unul vai de capul lui cu o sigură de whisky în mână, Jack Daniels, putea să aibă orice... Poate a fost provocat ceva mai înainte. Dar omul ăla, prin atitudinea reporterilor, care e unul mare, așa... Da. El avea o atitudine provocatoare. Provocatoare. Da? Corect. Plus că dădea niște... Cine știe ce o zis? Apar la un moment în Burdujeni, în gar la Burdujeni, vorbim cu un taximetrist. Da? Da? Și întinde microfonul și spune, domnule, ia ăsta din fața mea. Da? Probabil înainte l-o fi întrebat, bănuiesc eu, vrei să facem? Nu, poți să răspunzi o dată, două ori. Dar, bun, hai să spunem că o reacție aia. Dar nu poți, te pretins jurnalist, te pretins post de televiziune serios și să faci, bine, fără o minimă documentare. Iscani, cartierul în care au avut loc o mulțime de crime. N-a fost în momentul, spune clar, ultima dată când a avut loc o infracțiune de astea violentă, da? Burdujeni, nicio imagine aproape nu din Burdujeni. Da? Polițistul acela, Dumnezeu să-l odihnească, viziteu, da, e pus vizitiu, da, da. Mafia, omorât din mafia din Burdujeni, ăla care l-a omorât nici măcar nu din Burdujeni. Ei au înțeles că au fost la o nuntă aici în Suceava, da, da. Da, filmat pentru canal de nuntă, de, da. Da, asta când văd să te filmezi la nuntă, să dai nuntă la televizor, cum e, mi se pare așa o... Domnul Tibi, nu mai ținem pasul cu vremea. Mă țin pasul ce? Să vină aia de la canal de să-mi regizezi nunta. Face așa, numai să apare eu. Bă, în fine, na, aici e treaba fiecare. Nu mă bag eu, da? Dar eu vin la un trebuie să fac un subiect. Da. Da? În Burduș... Cine să uită la astea din afara Sucevei, spre exemplu? Da. Are impresia că prin Burdujeni nu te poți plimba după lăsarea serii. Bun, de Iscani nu mai zic, acolo, da, acolo spune, după ce am scăpat din Iscani, da? Deci are impresia, eu am stat și eu am bun în Burdujeni, am colegi care stau în Burdujeni, bine, acum nu spun eu că, na, te poți plimba, că știu tot ce vine. Dar nu, modul în care e tratat, adică, băi, e jenant. Tibi, deci îți spun așa, dacă era un subiect luat de ProTV, îl prezenta și dacă, bun, cu intenția clară de a, acuza cât mai serios, mai tare, să dezinformeze, da? Făcea mult mai profesionist. Adică diferențele. Ei, aici se vede, dacă l-am... Chiar și un primitor neavizat. Nu înțelegeam ce... Dacă vrea și la ProTV, care da, într-adevăr, nimeni nu contestă profesionalismul. Nu. Vrea să spună de Burdujeni, de Iscani negativ, îl făcea cu elemente credibile. Da. Adică cu chestii credibile, da. Care le scotea, le învârtea. Și lăsa. Da, lăsa pe... Da, lăsa pe spiritul ăsta. Dar aici, pe impresia aia... Se vedea icnetul, știi, chinul de a spune, de a induce. Da, bun, de a provoca, provoca oamenii. Dar, repet, impresia aia că nu poți circula prin Burdujeni după lăsarea serii. Da? Poți trezi cu un cuțit în spatele, băi, pe niște aberații. Și mai Suceava sau Burdujeni, locul 4 pe țară, în topul, nu știu ce top. Mai serios, știi că unde apar topurile astea? A fost și cu vreo câteva luni în urmă legat de Iscani. Da, top, tot așa, locul 4 pe... Da. Strădești careva, nu știu ce, pe net faci un topul celor mai periculoase cartiere din țară, știi? Înțelegi? Și pune Ferentari, Burdujeni, Iscani, mai pune prin Vaslui, Timișoara, Arad, Habana, da? Și câți votează? Din Suceava găsesc, votează mai mulți, da? Ia ca la procent iese mai, bă, locul 4. Deci n-au niciun criteriu de făcut. Serios. Și e jenant. Că viceprimarul Lucian Hașovski a spus că sesizează CNA-ul, mi se pare absolut obligatoriu. Da. 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 Cam atât pentru asta. Suficient? E suficient, zic. Da. Atât, doamnelor și domnilor, pentru astăzi. Îi mulțumim domnului Tibor Avram. Cu multă plăcere. Suceava. Rămâneți în continuare cu Bucovina TV, mai exact cu știrile Bucovina TV. Numai bine!